Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3, sunt Tiberiu Păun și astăzi la Întâlniri Capitale discutăm cu un om pasionat de robotică. Am putea spune că în el se îmbină și umanul și realul. Bun venit la București FM, Ionuț Panea. Bine v-am găsit, mulțumim frumos de invitație. Ești un om pasionat, deci pentru mine este un domeniu total nou, să știi. Eu sunt mai pe partea artistică și nu sunt obișnuit cu cele din domeniul real. Dar fiind atât de pasionat, cum te știu, consider că ești un om care pune suflet. Deci nu ești strict real. Da, interesantă descriere. Eu, teoretic, nici n-ar fi trebuit să mă ocup de așa ceva. Fiindcă eu sunt profesor de finanțe, eu am terminat Academia de Studii Economice, ar fi trebuit să fiu un simplu economist, să predau studenților, eventual să citesc cărți, să mai public articole, adică o viață simplă, clasică, fără nicio bătaie de cap. Când ai văzut în ce hal au ajuns finanțele în România, ai zis domeniul ăsta n-are rost să-l mai studiez, trec la altceva. E un domeniu frumos că până la urmă și robotica fără finanțe nu se poate dezvolta și autosustine sub nicio formă. Adică chiar pot să zic că m-au ajutat foarte mult aceste cunoștințe să ne putem ține pe linia de plutire. Doar că toată aventura a început acum 11 ani de zile, când am avut o ocazie și eu și copiii de atunci să participăm la primul campionat de robotică organizat în România de către cei de la școala americană. Dăm voie să spun ceva, că nu, poate nu știu toți ascultătorii după numele tău. Ionuț este coordonatorul echipei de robotică a României, deci nu este un simplu amator, ca să știm despre ce vorbim. Așa, scuză-mă, continuă, te rog. Echipa noastră, din cauza că a crescut foarte mult în acești 11 ani de zile, am primit această titulatură din partea presiei, din partea opinii mass mediei, fiindcă noi suntem singura echipă activă din România care mergem constant la echipe, la concursurile internaționale. Totdeauna ne întoarcem cu locul întâi sau maxim să jucăm finala, adică avem rezultate, nu ne ducem doar pentru plimbare sau pentru alte scopuri. Și noi încercăm totdeauna să aducem în interiorul echipei copii pasionați, nu doar din București și Ilfov, fiindcă noi ne desfășurăm activitatea în interiorul Politehnicii în București. Chiar acum avem doi copii din Suceava, din Constanța, din Călăraș, din Dâmbovița. Sunt foarte mulți tineri și copii pasionați care chiar se sacrifică să vină să se antreneze împreună cu noi în colectivul nostru frumos. Cum vă povesteam, aventura a început acum 11 ani de zile. Eram un simplu om, nu că n-aș fi și acum la fel, doar că am încercat ceva diferit. Am reușit să câștigăm atunci primul nostru concurs. Ne-am calificat la campionatul mondial din America. Chiar acum ne pregătim pentru al 11-lea să mergem iarăși în Houston, să-i bătem pe americani. Și a fost efectiv o aventură. În momentul în care am ajuns acolo, am văzut și noi ce înseamnă un nivel foarte, foarte ridicat. Am văzut ce înseamnă și bunăvoința oamenilor, fiindcă atunci nu aveam un robot foarte complex, nu aveam destule piese, ne ajutau, încercau să fie foarte de treabă cu noi și chiar câteodată mă întrebam eu, băi, e ceva neregulă, oamenii ăștia sunt prea, nu știu, prea buni, prea darnici, sigur au ceva de ascuns, până la urmă cam ăsta e stilul lor de a fi și suntem foarte bucuroși că am fost ajutate atunci. Și asta ne-a cam motivat și ne-a ținut în picioare atâta timp. Încet, și ați bătut pe toți. I-ați bătut pe americani, i-ați bătut pe ruși, înțeleg. Da, a fost o întreagă aventură, fiindcă după acel an, acum 11 ani de zile, concursul din România a dispărut. Și noi am rămas cu echipa, cu copiii, cu dorința de a participa, dar nu mai aveam unde în țară. Și a trebuit să mergem în afară. Atunci am invadat prima oară Rusia, acum 10 ani de zile. A fost o aventură foarte interesantă, fiindcă a fost al doilea nostru concurs internațional, dar într-un mediu complet diferit. Am câștigat locul întâi din primul an, după care au urmat cam toate țările din Europa. Mai nou nu mai avem voie să participăm nicăieri în Europa, fiindcă suntem catalogați ca și o echipă foarte agresivă, dominantă, care totdeauna luând locul întâi, îi demoralizează pe ceilalți și chiar am fost acuzat că din cauza noastră
programul nu mai poate crește și nu se mai înscriu echipe noi, fiindcă vine autovortexul, îi bate și... Stai puțin, nu e ca la box, e o altă categorie, adică ați trecut în altă categorie, vă întreceți cu alții, nu să fiți izolați acum și dați afară că sunteți buni. Din păcate, multă lume și multe echipe din străinătate, nu neapărat că iau în joacă, că până la urmă totuși e un joc de copii, doar că pe noi, din cauza că asta ne motivează, să câștigăm locul întâi, să avem un rezultat bun și să mergem mai departe, îi deranjează foarte mult pe străini, fiindcă ei erau învățați și încă sunt învățați ca din România să nu vină performanță, maxim să vină oameni cărora le place doar să se plimbe sau să facă câteva poze și cam asta e tot. Și nu se așteaptă, da, ceva de genul, să mulțumesc doar cu o diplomă de participare, poate. Și acest concurs, având latura aceasta nejurizată, în care contează foarte mult rezultatul de pe teren al robotului, fiindcă roboții aceștia se duelează, se bat între ei pentru a face puncte. Iar la un moment dat, dacă n-ai un robot bun, ca lumea, bine programat, bine antrenat, cu o echipă puternică în spate, nu reușești să ajungi în semifinală sau finală. Mai sunt și alte premii jurizate, gen premiul de echipă, premiul pentru cel mai frumos design și așa mai departe. Dar stai, că noi nu ăștia nu s-au învățat încă, văzând că la toate olimpiadele copiii români iau premii și de cel mai multe ori premiul întâi? Da, dar e o mare diferență. Adică eu nu vreau să pun cumva într-o lumină negativă olimpiadele, dar toate olimpiadele și celelalte concursuri mai mult sunt individuale. Contează foarte mult ce face copilul respectiv, cât de mult s-a pregătit, cât de mult a investit părinții în el și, să zic, firea asta așa un pic mai singuratică. Pe când la acest concurs, fiind un concurs de echipă, aici apar foarte, foarte multe valențe și este mult, mult mai complicat ca să obții un loc foarte bun. E chestie de sponsori, acum dacă doar voi câștigați, îi pierd niște sponsori de afară, e complicat. Dacă voi sunteți mereu câștigători, federerul roboților, că m-ar veni, știi? Da. Partea interesantă e alta, fiindcă încă de acum 11 ani și nouă ni se ținea, nu neapărat morală, dar speech clasic motivațional, wow, trebuie să fiți cei mai buni, să creșteți, să inspirați pe alții. Până la urmă asta am și făcut, mai ales că și în România concursul a fost adus acum 6 ani de zile tot de către noi. Dar vedeți, în momentul în care devii cel mai bun, și chiar anul trecut când i-am bătut pe americani pentru prima oară de 32 de ani, de când se desfășoară concursul, noi am fost singura echipă, prima, posibil singura, care a bătut pe americani, pe pământ american, la ei acasă, în Chicago. Și de acolo a cam izbucnit cea mai mare răutate, mai ales împotriva mea și împotriva noastră, fiindcă ei nu concepeau ca vreodată străinii să-i bată pe americani la un joc inventat și perfecționat de ei. Și aici a apărut cel mai mare șoc, fiindcă noi nu doar că i-am bătut, efectiv i-am umilit, fiindcă noi am participat atunci în final, am fost cu două echipe, adică finala cea mare a fost România plus România contra America plus America. Noi înainte de asta participasem și la concursul din Rusia, deși a fost toată conjunctura cu pandemia, ne-a ajutat cei de la Ministerul de Externe să putem să călătorim până în Federația Rusă, fiindcă nu ni se acordau vize sub nicio culoare. Ne-am explicat că noi ne dorim mult să câștigăm, facem asta constant de 8 ani de zile, i-am bătut iarăși. La fel și acolo ne-am luat foarte multă ură, fiindcă e un sentiment foarte, foarte patriotic și naționalist. Hai să nu spunem ură, hai să spunem invidie. Ba nu, chiar a fost ură, fiindcă după mi-au făcut o hârtie foarte urâtă, prin care mă acuzau de tot felul de răutăți. Adică ei tot încercau să găsească, sincer, o explicație de ce nu pot ei să câștige. Și până la urmă m-au găsit pe mine vinovatul principal. Și ce te aduceau? M-au acuzat că am un stil de viață și de, nu știu cum să zic, că stilul meu de lucru este aiurea, fiindcă eu îmi doresc orice preț să câștig, că eu am în sufleții copiilor acest sentiment de a fi campion, de a câștiga, de a te chinui, efectiv de a lupta până la ultimul strop de putere pe care îl ai. E rău. Altfel n-ai cum, dar se pare că e rău, fiindcă scopul concursului e mai mult o joacă, mascote, briz-brizuri. Adică ea cam spălat și pe un pic pe creier, ceea ce nu mă așteptam. Păi nu știu, până la urmă, fără sacrificii nu poți ajunge la performanță. Uite ce se întâmpla în echipa de gimnastică a României, cât de chinuite erau fetele alea și cum România câștiga tot. După aia a intrat așa o democrație, hai să fim mai blânzi și dintr-o dată România a început să piardă toate premiile. E un sacrificiu, dacă vrei să faci performanță, îți asumi chestia asta,
și ca profesor, și ca elev, și mergi în domeniul ăsta dacă te pasionează, dacă nu te apuci de altceva, că n-are rost să faci așa ca și când te-ai plictisit și te mai duci tu pe undeva. Aveți dreptate, am trăit-o și noi pe pielea noastră, fiindcă noi efectiv am cotropit cam toată lumea, de la Hong Kong până în Israel, în Canada, în Australia, în Africa de Sud. Efectiv, pe unde mergeam, făceam ravagii. Nu ne mai primesc cam nicăieri din toate țările astea pe care vi le-am enumerat. Și anul acesta am descoperit teritorii noi. Am fost în Libia. Mă mir cum de ne-au primit. Am primit anunțul cu o zi înainte de plecare, când ne-au dat viza. Ne-am dus peste ei, i-am bătut și pe ei, de-am rupt. A fost o întreagă aventură. Gândiți-vă că am ajuns în Tripoli, în oraș, și era armata pe stradă, lumea cu puști, un haos general, adică nu e o atmosferă prea plăcută de a te duce la un concurs. Până la urmă ne-am descurcat, ne-am întors sănătoși, n-am avut nicio problemă și după acum o săptămână ne-am întors chiar din Jamaica, tot așa, i-am bătut și pe ei, nu știau ce vine peste ei, ne-au cunoscut și ei, au aflat despre România cu ocazia asta. Și chiar în luna februarie am fost în Sankt Petersburg, s-a nimerit iarăși o potrivire foarte aiurea. Noi când am plecat nu era nimic, tot era calm. Și când am avut escală în Istanbul ne-am pomenit că a început invazia în Rusia. Noi ne-am dus iarăși doar pentru concurs și atâta, nu am avut alte scopuri, ne doream să câștigăm, doar că opinia publică a catalogat un pic cam aiurea și cam diferit participarea noastră la concurs, dar până la urmă, cum v-am spus și cum le explic tuturor, nouă asta ne place, să câștigăm, să mergem în alte țări, să concurăm, tocmai pentru a strânge experiență și a ne pregăti mai bine pentru campionatul mondial, care în fiecare an are loc în America. Și acolo îți demonstrezi performanța și valoarea. Dacă nu te antrenezi bine, dacă nu te pregătești, dacă nu experimentezi, dacă nu pui copiii la treabă în concurs, nu într-un mediu simulat, nu ai cum să obții un rezultat bun. E imposibil. Nu pică din cer nici victoria, nici locul întâi. Nu suntem nici fabrică de premii. Ok, poate suntem fabrică de roboți, că construim mulți roboți, dar asta ne motivează. Să câștigăm, să avem un rezultat bun, să vedem copiii fericiți, să ducem tricolorul pe podium. E că, până la urmă, e și o parte din mândria națională. Măcar cu asta să rămânem și noi, că la altceva România nu prea mai așa. Sunt Tiberiu Păun și discut acum la Întâlniri Capitale cu profesorul universitar Ionuț Panea, coordonatorul echipei de robotică a României. Să anunțăm și pe cei care au ascultă la radio acum faptul că acest interviu este făcut pe Zoom și poate fi urmărit și pe pagina de pe site-ul București FM și pe YouTube București FM. Și de asta vreau să te întreb, pentru că văd în spatele tău o nebunie. Acolo este atelierul în care lucrați voi pentru roboți, dar descrie și pentru cei de la radio, care nu văd imaginile. În spatele meu vedeți o parte din hub-ul de robotică. În realitate este o hală în interiorul Politehnicii București. Noi aici am creat o mică căsuță a roboților, să zic așa. E locul unde noi construim, unde îi programăm, unde ne antrenăm cu ei. Ne-am dorit să creăm un laborator foarte mare de robotică. Nu am avut un model să copiem de undeva, fiindcă eu nu sunt inginer, n-am mai creat roboți, nu cu asta ar fi trebuit să mă ocup, dar ne-am gândit la un spațiu relativ prietenos, unde să și lucrezi, să te și distrezi, să te și odihnești, să te și simți bine. Tocmai noi lucrând cu copii, nu vreau să le induc o stare ca și cum ar veni la un loc de muncă sau într-o fabrică cu un program fix în care ei trebuie să intre, să-și bifeze o cartelă, să lucreze și să plece și asta e tot. Pentru mine noi... e un haos ce văd în spate, dar sunt convins că tu știi unde este fiecare șurub în parte. Corect. Este un haos fiindcă noi am avut foarte multe deplasări de curând. Noi suntem o echipă un pic haotică, ne mobilizăm în ultimul moment, nu prea reușim să ținem ordine. Dar toți drumul așa fac din talent, nu din organizare. Exact. Noi nu suntem nemți, noi suntem geniali. Uite, asta este un bun slogan pentru echipa voastră. Noi nu suntem nemți, noi suntem geniali. Foarte bun, îmi place. Corect. Noi avem și un specific un pic mai aparte. Noi, neavând în spate un liceu sau instituții publice sau să fim afiliați unei primării sau așa mai departe,
Noi totdeauna trebuie să ne descurcăm mai mult singuri sau cu ajutorul partenerilor noștri în momentul în care avem un plan să ne deplasăm undeva în străinătate la un concurs. Din cauza că nu mai avem voie să concurăm aproape de țară, în Europa, în zonă, destinațiile pe care noi le alegem obligați că nu avem în altă parte unde să mergem, sunt foarte, foarte exotice, depărtate și sunt foarte scumpe. Și în momentul ăla, noi trebuie pe de o parte să și avem un robot bine pregătit, bine antrenat, dar să ne și descurcăm, să ne găsim resurse pentru a putea participa la concurs. Și tocmai din aceea... Am să te întrerup un pic, pentru că vreau să fac un lucru pentru voi, pentru România, de fapt. Nu vreau să folosim, știu că este foarte greu și vă ajutați de niște sponsori, nu vreau să facem reclame aici, dar vreau în schimb să vă ajut să aducem oameni noi care poate ne ascultă acum și poate că mândria națională îi face să susțină o echipă, pentru că, sigur, ajutăm refugiați, facem de toate bune, e ok să facem și asta, dar să nu neglijăm talentele din România. Spune unde poți fi contactat, ce pagină, pe unde, pe internet, de cei care ar vrea să doneze cât de cât pentru a susține echipa asta să facă deplasări, să se ducă să-i bată și pe americani și pe ruși și pe toți, pentru toată lumea, cum v-ați obișnuit. Noi suntem foarte activi pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram. Pur și simplu ne găsiți scriind Autovortex, exact cum scrie la mine în piept. Noi totdeauna încercăm să postăm poze în fiecare zi, okay, de la antrenamente, de la diverse evenimente. Noi chiar am făcut tot posibilul să rămânem activi în continuare, chiar și în perioada pandemiei, deși foarte multe concursuri nu s-au mai ținut. Ne-am creat noi singuri un proiect, am reușit chiar să construim un robot umanoid de la zero, primul robot umanoid creat în România. Inițial l-am gândit pentru pacienții de coronavirus, să se ducă în spitale, să poată să care diverse lucruri, neexistând roboței medicali, după care l-am dus chiar la expoziția, la pavilionul României de la Expo Dubai 2020. Noi totdeauna am încercat să diversificăm activitatea noastră, fiindcă de multe ori, când ne duceam la prezentări, ieșeam în lume, în mall-uri, la diverse evenimente, românii sunt foarte, foarte practici. Degeaba le explici tu că noi construim un robot pentru un concurs și scopul robotului este educațional, adică să-i stimuleze pe copii să se ducă mai departe spre domeniul STEM, adică să se ducă la o facultate de profil tehnic sau pur și simplu să-și ia inima în dinți, să-și deschidă un startup și să meargă mai departe. Românul e practic. El vrea un roboțel care îi face curat în casă, îl face pe spate, nu știu, zice glume, dar totdeauna să fie construit foarte repede, foarte ieftin și să nu se strice niciodată. Și asta mi-a explicat că ceva de genul o să apară în timp, peste câțiva ani, după ce copiii de acum devin adulți, cresc, învață mai mult și poate să intre direct în acest proces. Și asta trebuie să înțeleagă oamenii că trebuie să aștepte un pic, fiindcă nu se poate crea peste noapte și noi ne chinuim foarte, foarte mult să atingem un nivel de performanță mare, dar din păcate mulți copii, din cauza că pleacă din țară, se cam rupe legătura și nu mai putem continua ceva. Nu te tem de acele vremuri despre care vorbești, că o să vină când roboții vor fi foarte prezenți în viața noastră? Nu doar că mă tem, dar cred că o să fiu catalogat ca Satana, ca omul care a adus sfârșitul, ca, nu știu, am fost la un moment dat chiar la emisiune la televizor cu roboțelul acela umanoid, să-l prezentăm ca idee de afacere și chiar ca proiect de viitor, să putem construi mai mulți în România și nu vă imaginați ce comentarii am primit, oameni care chiar credeau ceea ce scriau și ne catalogau ca pe noi precursorii începutului, sfârșitului, noi suntem diavolul pe pământ, din cauza noastră o să dispară omenirea, oamenii nu o să mai aibă locuri de muncă și așa mai departe. Să nu uităm că trebuie să te adaptezi și dacă te uiți în trecut la istorie și oamenii care lucrau pământul, lucrau într-un anumit fel, acum tehnologia te ajută, tot e să te adaptezi. Păi da, înainte era plin de potcovari, acum sunt foarte puțini, dar asta nu înseamnă că ne este mai rău, pentru că agricultura duduie, pentru că acum cu un tractor faci ce făceai în 10 zile cu un cal, faci cu un tractor într-o oră și așa mai departe. Exact. De asta le explic și copiilor, să fie foarte atenți totdeauna, să se gândească ce o să urmeze peste 10, peste 15 ani. E clar că lumea o să fie plină, o să fie invadată de roboți,
mare parte poate făcuți în China, dar cineva trebuie să-i programeze, cineva trebuie să-i repare și e păcat că dacă nu ne pregătim un pic de acum și nu avem o viziune ca țară, ca oameni, ca și simplu om pentru viitor, iarăși o să trebuiască să cumpărăm lucruri din afară și România ar fi păcat să nu aibă un cuvânt mai mare de spus în viitorul care urmează. Bine, eu nu înțeleg, Ionuț, de ce România, care, uite, are tot felul de premianți pe la Olimpiade, are echipă câștigătoare la nivel mondial în ceea ce privește robotica și multe alte realizări cu tinerii, nu înțeleg de ce este printre cele mai puțin tehnologizate țări. Sigur, stăm bine la internet, dar asta pentru că a intrat târziu și a adoptat o tehnologie mult mai nouă și de-aia în România internetul e mult mai bine, mai bun decât în tot Occidentul. Dar în rest stăm foarte prost. Adică, uite, poate primăria capitalei ar trebui dotată cu niște roboți, să avem și noi curățenie mai multă, să avem organizare, robotizarea traficului și așa mai departe. Ar fi foarte multe domenii în care voi să puneți în aplicare munca voastră, care acum este doar educațională, e adevărat, dar poate avea multă aplicabilitate. Nu înțeleg de ce nu sunteți folosiți, nu sunteți contactați și nu sunteți exploatați de țara voastră. Da, mă rog, e o întrebare retorică. Spune-mi așa pe final, Ionuț, te rog, că ne apropiem de final. Cum se desfășoară exact un asemenea concurs? Voi merge, uite, la ultimul concurs, cu ce robot ați mers? Și cum a fost lupta în finală? De curând ne-am întors din Jamaica. A fost campionatul internațional de robotică din Jamaica. Jamaica, ca idee, e o țară insulă. Se află undeva prin America Centrală, pe lângă Cuba, foarte aproape de Statele Unite. Drumul a fost foarte, foarte lung. Am avut chiar o surpriză neplăcută la ducere. Am avut o amânare de zbor, o zi întreagă. Am ajuns foarte târziu, super obosiți, ne-au cam dat peste cap. Mi-am înțeles, la urmă, da, știi că nu avem foarte mult timp. Spune-mi cum s-a desfășurat finala, că asta mă interesează. Finala a fost destul de interesantă. Noi a trebuit să facem o alianță cu o echipă din Jamaica. În Jamaica sunt doar negri, nu sunt albi. Ne-am înțeles foarte bine cu ei, ne-am împrietenit, chiar și după am socializat. A fost o luptă pe care am câștigat-o, vă zic sincer, lejer. Nu a fost concurența foarte mare, ei nu sunt atât de avansați. Nu știam. Dar ce se întâmplă? Se bat roboții între ei acolo? Ce se întâmplă? În fiecare an se dă o temă a jocului și roboții trebuie să facă anumite operațiuni și primesc puncte pentru ele. De exemplu, să care un cub, o bilă, să le pună în anumite locuri. La prima vedere pare simplu, dar lucrul ăsta trebuie făcut de un robot, controlat de un om și parțial să funcționeze autonom, adică doar pe baza senzorilor. Și un meci se desfășoară destul de repede, durează 2 minute și jumătate. Dacă nu te miști repede, nu te coordonezi bine, tu în interiorul echipei și cu partenerul tău de alianță, atunci se alege praful, nu mai funcționează nimic. Care a fost tema de la ultimul vostru concurs în finală? Cu ce ați câștigat? Noi am câștigat cu un robot foarte avansat, foarte, foarte greu, avea aproape 25 de kilograme. El trebuia să sorteze niște cuburi și bile, să le pună pe niște talere la niveluri diferite, iar în acest moment, robotul pe care noi l-am pregătit, mai mult, să zic așa, a fost un antrenament pentru campionatul mondial. Noi deja l-am adus la un nivel un pic mai avansat. Zilele acestea, de obicei noi în weekend ne antrenăm, fiindcă trebuie să vină copiii din provincie înapoi în București. Și la campionatul mondial ne dorim foarte mult să repetăm, să zic așa, aventura de anul trecut, să intrăm în finală și dacă ne ajută Dumnezeu să îi bătem iarăși pe americani pentru al doilea an consecutiv. Mă, da, vorbești de americani, de ruși, japonezii care sunt cu roboții, nu participă la concursurile astea? Nu sunt o echipă valoroasă? Japonezii participă la campionatul din Coreea de Sud. Noi la fel n-am mai avut voie, n-am mai avut acces după ce am bătut 4 ani la rând. Pe japonezi? Pe japonezi și pe coreeni și pe chinezi, fiindcă toate națiile au venit acolo. Suntem curioși să vedem ce o să aducă la campionatul mondial. E încă o surpriză, fiindcă nu toată lumea pune poze pe internet, filme, adică nu lumea nu e așa activă ca și noi. Și mulți țin așa, surpriză, să vedem ce vine acolo. Dar le-am pregătit și noi câteva surprize. Hai să ne oprim aici ca să nu aducem mai multă ură asupra ta și echipei tale. Am vrut doar să incităm un pic și să-i stimulăm pe cei care consideră că pot ajuta această echipă a României din mândrie națională.
să poată să se deplaseze, pentru că e nevoie și de bani, nu-i de ajuns talentul vostru, să se poată deplasa la concursuri unde România să fie invidiată, urâtă, îmi place și chestia asta, dar aplaudată. Și asta este cel mai important. Îți mulțumesc pentru discuția de astăzi. A fost alături de noi profesor universitar Ionuț Panea, coordonatorul echipei de robotică a României. Sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun. Iubiți Bucureștiul, el e perfect. Noi suntem perfectibili. Și ascultați toate emisiunile București FM, pentru că aici e capitala.